No? Salutare lume! Bine ați revenit pe canal! Astăzi avem un nou joc glorios la orizont și anume House Flipper, fratele mai mic al lui Ciordială Simulator. Avem în față misiunea glorioasă de a restaura case, de a cumpăra și a vinde, de a deveni patroni pe imobiliare. Fără prea multă alarmă, hai să vedem ce poate și jocul ăsta. Hai să fim și curățători, amă. Bine ai venit la House Flipper, jocul în care cumperi, renovezi, decorezi și vinzi case. Și acum ne introducem birou. Biroul nostru în care avem un laptop. Ăsta e biroul meu. Hai de măsa. Vorbim de plecat de jos în viață. Unde dispar gunoaiele astea? Îmi place că avem dita mai proprietatea aici. Toate casele din jur arată spectaculos. Și pe aia când te întorci și la mine, mai mult e buruieni decât speranțe. Hai să deschid totuși ușa, măcar să-mi fac loc să intru. Deschide, frate. Bine ai venit acasă. Deci poza aia cu camera din intro era de fapt camera mea. Good work, hard work. Dacă asta ți-a fost deviza până am în viață, nu știu cum ai ajuns în situația asta. Cred că am fost mult prea concentrat să facem curaț la alții în casă și ne-am neglijat propria reședință. Da, mustai și lucră după aceea. Cică welcome. Păi am o singură cameră. Două. Mirare că avem și budă. Buda cred că e 25% din toată casa. Oh, ce fac cu cheia asta? Unde o pun? Pun o ghiuvetă. Pe masă, undeva. Pe pat, că mi-a dormit eu cu cheii pe mine. Laptopul îți va permite să găsești joburi, să cumperi case. Nu-ți permis să-ți cumperi o casă încă, dar se pare că măcar ai un mail. Asta e cel mai optimist mesaj care l-am primit în ultimii ani. Mailul ăsta o să-mi schimbe viața. Și cum dragul n-are suficienți bani? Are 25.000 de dolari în cont. Primul e-mail din partea lui Sara. Cine-o fi Sara? Sara e tipa care a rămas fără radiator în casă. Fostul prieten i-o ciordit radiatorul. Bă, ăla n-o fi pătrunjel. Numai el se pretează la joburi de genul. Păi el îl văd furând un radiator. No, Sara ne angajează să-i facem curățenie în casă și să-i înlocuim radiatorul. Accept că doar n-am încotro. Nu-i ca și cum mai am și alte lucruri de făcut. Felicitări! Ai deblocat o unealtă nouă. Amo, avem un mop. Dar mă, ce trist sună. Se pare că am schimbat casele, nu știu unde e casa mea. Păi, dar mă, dar ce-a fost aici, mă? Cea petrecere? Ce petrecere, mă? Ăștia cred că s-au bătut aici toată noaptea. Și am trebuit să vină fraierul să facă curat. Bă, măcar sper că te plătesc ăștia suficient. Mă, ce tristă-i treaba asta, bă. Freacă cu mopul pe ghiuvetie, măni. Bă, deja îmi regret viața. Ce Dumnezeu am făcut să merit soarta asta? Bă, de asta nu o să-i fac numai radiatorul. O plăti și pentru curățenie. Sau eu lucrez pe gratis, amăcii. Atâta-s bucuros că nu-i mare casa. Și amu că am zis asta să vezi ce casă să vie pe viitor. La ce ai, mă? Grădină? Grădină cu piscină. Încă stare și tableta, mă, doamne. De unde e atâția bani, mă? Oanie, mă, că ne crește levelul la curățenie. Hai da, măsa. Ce mândru mă simt, bă. Mai ales când curăț borâdul de pe perete. Hai da, măsa, și pe pat, mă. Ce-i neregulă cu oamenii ăștia? Ba aia nu mai zic, mă. Arăt superb astăzi. Nici nu-mi dau seama care zi și care e mopul. Bine, mă, că mi-ajunge. Ferestrele superbe. Cred că aici radiatorul lipsă. Ne putem face upgrade. Fast hands, long range. Fast hands, frate. Asta am visat. Eficiență. Hai să căutăm radiatorul lipsă. Bă, dar ce e aici, mă? Deja mă pierd, gândești că-s la Dedeman. Radiator. 37 de euro. Oh, bine aici. Bine. Asamblează-l tot. Cu ce? Nu știu ce trebuie să fac, așa? Și instalator și curățător. 2 în 1. Care și o mașină o rezolv și pe aia. No, pe-am terminat pe aici. Putem merge acasă liniștiți. All task completed. Bun. Doamne ajută-ți. Merem înapoi la birou. Uite-te la biroul meu. Oi, tristă e viața. De ce nu-i bine, mă, Sara? Ce mai trebuie să-ți fac? Doar n-are ceva pretenția, mă. Bă, trebuie să apăs pe enter, mă. Așa. Eu m-am dus acasă și am venit înapoi ca să apăs pe enter. No, sper că e fericită, Sara. Nimă că nici nu se curăță mâzgă de pe ușă. Cine Dumnezeu a borât de la mine pe ușa așa masiv? E ușa de vină, mă. Dacă nici la tine în casă nu-i curățenie, pe cum poți face tu la altul? Mucigaiul de pe perete nu vrea să se ducă. Stai acolo, fire al dracu. Ia uita ce. Postere cu găgii și tot avem. Ce dracu aia, n-are față. Mai bine nu mă uitam. Am o să am coșmaruri. 3 mail-uri, frate. Toată lumea cu radiatoarele. Evelin, dentista, se pare că vrea să-i plantăm ceva în fața casei. Cum să nu accept? Poate faci tu două plombe gratis mai încolo. Se pare că avem și o unealtă nouă, avem și un pișător cu apă,
O cistă dentista, tu l-ai doamnii ce casă are. Și mașină. Usa. Nu era suficient că am ajuns să facem curățenii în case, am ajuns și pe în grădini. Cei mai grădinari suntem. Mă, dar cum vezi astea, mă, că eu nu le văd pe cei. Bine-o fi, o să-i convină oare? Am nu trebuie să fie perfectă zona asta, îmi pare că nici ea nu curăță carile complet. Tot timpul mai lasă ei puncte negre pe acolo pe-n gură, care în timp se dezvoltă și tot le-ai ajuns înapoi. Hai că arată superb, amu. Cioan spune că nu-i completă treaba. Cioan spune că vrea mai mult de atât. Cioan spune că vrea să plec de aici. Ok, ce mai fi și asta? Nu cred că e bine să-i ud iarba, nu? Nu cred că fac eu bine ce fac. Și atunci ce Dumnezeu trebuie să fac? Planchi. O zis să-i plantăm ceva? Coniferus shrub. Unde în dracu găsesc eu coniferus shrub? Shrub, cum o fi? Hai mă, coniferus, unde ești? Ia uita ce mă, coniferus shrub. Dar mai multe, mă. Și uita ce scumpe. Hai că ăsta e bun, că e mai ieftin. Unde plantez pe ăsta, ce? Nu cred că e bine. Sau e bine? Tu unde în dracu am o lopată, mă? Dă-i mă la lopată, mă, ce aștepți? Da. Bucuros? Ce am spune că n-am făcut treaba asta bine. Pune ce vrei, frate. A, și apă trebuie să-i dau. Ce dracu ți-ai plantat așa ceva la intrare în casă, nu știu. Asta era, mă, tu color gravel. Și ce trebuie să-i fac, mă? Unde Dumnezeu să le pun și pe astea? Eu cred că vrea să le pun pe sătăt. Nu, nu nimic, că ți le pun. Nu sunt probleme. Bă, ce trebuia o singură culoare, mă. Și aici două, de nou. De ce nu spune și asta? De fapt, o spus, că altfel nu-mi dădeam eu seama cu ce trebuie să fac. Ce vreau să spun eu, de ce are atâția pretenții și asta? Putea să-și pună și ea o culoare păsătă și bine era. Sau îi place ei să ne terorizeze aici cu munca. Și aici îi trebuie șrub. Na, ia-ți șrubul. Bă, de ăsta e mare, ăsta știu că e brad. Sapa mă până în Israel. Bă, stai aici. De unde e ăsta pământ? Că numai pietriș în jurul lui. Vai, bine arată. N-are ce căuta planta aia acolo, absolut deloc. Dar bă, cine este să judec? Da, și amui trebuie o singură culoare, foarte bine, îi dăm și pasta. Sper să ne plătească ca atare. Transpira prea mult la jobul ăsta. Eu zic că ar fi echitabil dacă am face schimb de case. Mai mult am lucrat eu la casa ei decât o lucrat ea. Ia-ți șrubul, frate. Iară sapă pe-n pietriș. Coniferus, șrub, bă, sper că e bine ăsta. Prea multe pretenții pentru o plantă. Da, eu zic că e bine. Altceva? Așa ce-i trebuie plantă. Cred că toate plantele astea au fost diferite între ele. Să sperăm că doamna noastră dentistă nu o să observe diferența. Mă, pune-mă planta aici. Pune-i pământ în jurul ei și Doamne ajută-i. Na bun. Am o să nu uit să apăs pe Enter. 1400 de euro. Așa să fac bani în stil grande. You can use camera to make photos of the game. Dacă fac poză la biroul meu, nu mai angajează nimeni niciodată. Așa că nu mai îmi dai idei. Curăță garajul. Hai să-i curățăm garajul la... Nu știu cum îl cheam pe ăla. Ia uite cum stă borâtul pe jos. Na, bine, mă, ce-ați făcut aici? Se trebuie și stai în picioare, frate. Pe bine, stă pe jos. Nu știu cum să le pun în picioare. Eu-s băiatul cu gunoaiele. Am venit să fac curat la gunoaie în casă. Am venit să fac curat de gunoaie prin casă. No, altă viață deja. Uite, bă, că tăi crește levelul. Am dat și noi cu mopul 10 minute și deja avem masterul. Suntem masteranzii curățenii. Ăsta e jobul visat din tinerețe. De fapt, și-am uit tinerețe pentru el. N-au deja altă viață, paci. Nu cu ăsta, mă. Ce dracu-i chestia asta de barberit? Oi, dă măsa, bă. Stai-și bate joc de mine, mă. S-o gândi că mă distrez grozav curățând pe jos. Așa că hai să-i dăm și geamuri de curățat. Jocul ăsta se testează răbdarea. O, da, dată nu-i gata, mă. Uite, nu-i bine, 97%, bă. Mai fi ceva jec pe aici și nu-l văd eu. Uite, aici e borât. 100%. Doamne, ajută-ți. A fost o plăcere să-ți iau cei aproape 400 de dolari. Bă, dacă m-ar plăti pe mine ceva cu atâta, să mor eu dacă nu m-aș duce la un job de ăsta. Dar știi, îți dau 10 milioane și bonuri. Hai să montăm radiatoare. Pe treaba asta avem experiență. Tipa sau tipul ăsta care m-a angajat avea ceva mască de Cernobâl pe față. Hai să cumpărăm radiatoare. Upgrade-uri de tot felul, nu ne interesează. 37 de euro radiatorul, doamnă. Anopera 100, în total 137. Păi dacă ești proș și nu ți le montezi singur, poți plăti și 100. Oba, aici ce s-a întâmplat? Am o să țâșnească apa din perechi. Te mai trebuie și altceva? O să-ți numai de radiatoare, nu? Ce să-i mai pun și pe aici? Sink, chiuvetă, 39 de euro.
Ce manopera e mai scumpă, frate? Stai că nici nu știu cum se montează. Să împingi în pereche, să pui piulița, să strânge șurubul, așa ceva. Hai mă că mă pricep. Tot am montat eu din astea, frate, toată viața. Place că nu mă țin apăsat pe click. În mare parte habar n-am ce fac. Dar măcar prinde contur, tot ce se întâmplă, paci. Așa, am montat și o ghiuvetă. Uai, cât o fi manopera pe asta, mă? Cât a fost ghiuveta? 39? 150 manopera. Și aci, oi, dă măsa, mult e străbă. Nu-i rău că mă pricep și la astea. Orice montătură aveți, să descurcă băiatul. Numai prima oară mai dau eu la întâmplare, paci. Deși pare că nu mă descurc, uite-te că îndeplinesc toate taskurile. 678. Cred că e bine. Păi ăsta e pe aceeași minte cu mine. Știe să ceară pe manoperă cât aș cere și eu. Nu, cam o suntem și zugravi. Tu l-ai, doamne, mult ei trebuie și la asta. Du-te-o pe asta în colț. Femeia Cernobâl. Avem o unealtă nouă. Bineînțeles, suntem zugravi. Zi, doamnă, ce străbă și pacii. Mount device. Ce device? Zia-mă că trebuie să-ți trag și chestiile de aici. Aci? Hai, pușcate asta, mă. Asta trebuie înlocuită. Se rezolvă numai de gât. Stai că zic imediat și cât te costă. Sper că ai închis curentul, frate. L-o să afli tu imediat. Este priză din aia de americani. No, doamne ajută-ți. Era ascunsă, dar măcar am văzut-o. Ca nouă arată totul. Ce-ți mai trebuie, mă? Cine dracu și-ar picta perețe roz? Uite și tu, ca o altie nuanțe. Hai de măsa, ce bine arată. Sper că o să-i placă splendida culoare care am lăsat-o pe pereți. Hai că mă descurc foarte bine, având în vedere că n-am mai zugrăvit niciodată. Cel puțin tipa care m-a angajat nu știe treaba asta. Mai am vopsea omă. Asta e prima și ultima oară când accept zugrăveli. Dar mă încolo, zugrăviți-vă voi, fiera să-i dreacu. Băi, nu mai am vopsea, mă. O să-și dea seama oare dacă las numai atâta. Chiar ar trebui să plec, mă, să-i las așa cum am vopsit până mă. Și așa diferența nu-i mare. Nu cred că o să observe. Păi când ne apropiem de final, în sfârșit, după aproape 7 minute de zugrăvit, deja nu mai pot. Tavanul lăsăm așa, mă? Tavanul cred că și-l rezolvă ea. Măcar atât să facă, dă-o dracu. Eu zic că arată impecabil. Dacă nu te uiți așa, și tot nu-i bine, mă. Ceva tot nu-i convine, văd că. Am pictat în proporție de 95%. Cred că nu se pune și tavanul, nu? Să nu zici că trebuie să dăm astea la o parte, mă. Nu, se pare că e făcut. E făcut peste tot, uite și tu. Ce dracu, doar eu când fac o treabă, o fac ca lumea. Și tocurile trebuie pictate, măni. 98%, hai tati. Cred că e bine. Nu, 75%, de ce? Dar ce nu-i bine, frate? Living room-ul făcut și aici străbă pictat. Toată forță, pam eu, cum ridică de pat. Asta mai trebuia. La așa ceva, să electrician profesionist. Și dracu trebuie să fac, amu. Trebuia să o mai împing un pic. Știam asta, doar sunt electrician profesionist. Și am văzut ce bâză e ăsta imediat pe noi. Zici că nu a fost rată stricat. Alt task complet, am o patoțel mustu, 900 de dolari. Așa să fac banii. Să fac pe dracu că tăi sărași suntem. Stăm la rob burieni în curță. Măcar asta e propria curte, măcar așa să lucrăm. Gata că am obosit. Baby on the way, asta vrea copil sau ce? A, nu. Credeam că o putem ajuta în privința asta. Asta sună mai bine. Cum să nu-ți distrug pereții? Demolition, uita ce. Ni. Uai, dă măsa. E bine, oare? Dar asta nu mă sună malefic. Nu prea are forță. Bă, pică pe mine aici, mă. Ușa asta ți-o mai trebuie? Este mai fain decât să pictez perezi, mă. Demolition man, aici. Am trebuit să fiu atent și pe hartă, să nu-i distrug extra. Nu cred că o să-i placă. Un perete distrus, cred că se vede. Până unde trebuie spart astea? Până jos? Nimă că s-o spart cumva. Până sus mai este. Oi, dă măsa, ce să rupe. Uite și priza, unde a ajuns. Dă măsa, mă, că-ți pică tot ăsta în cap, mă. Încă tăi ne crește levelul. Mai bine când spargi pereți. Dă-i, mă, fără milă, mă. Uneori parcă-i milă să dea pe pereți ăștia. Dă-i, mă, că nu să-i tăi. Ăsta nu mă sună tare, când de fapt. Trebuia să chinuie. Bă, și ușa asta îmi stă în drum. Ce dracu de paci și tu? Cred că ar trebui să mă opresc, că deja distrug prea mult. Nu, lume, eu zic că ne-am distrat destul cu zidurile noastre. A fost și asta experiență. Dacă cumva suferiți de prea mult stres, eu zic că vă ajută. De-aia te continui eu să lovesc acei. Păi ce-a plăcut în treaba asta? Mă contează și faptul că nu-i casa mea. Așa. Eu zic să ne oprim acei. Mulțumim fain că v-ați uitat.
Dacă v-a plăcut episodul, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă pentru mai multe episoade distrugătoare și până data viitoare eu vă salut. Numai bine! Pace! Bă, dar asta nu s-a auzit deloc. Așa. Pace!